folosesc Google Analytics în mod curent. Deci în zi de zi, să zic, practic. De câte ori intrați, de câte ori pe zi intrați să vă uitați la statisticile de acolo? O dată pe zi, deci mâna a spus cineva? De două ori pe zi? De trei ori pe zi? Toată ziua? Toată ziua, da. Toată noapte. Un dashboard. La mesea pe ecran, tot timpul? Da. Ceea ce vreau eu să vă zic este că am murit. Și nu, bine, nu o să moare așa deodată, dar la anul se întâmplă niște lucruri foarte interesante. Despre asta vreau eu să vă vorbesc astăzi. Despre felul în care se transformă Google Analytics. Da? Care nu o să mai existe sub titulatura asta și o să se cheme de aici înainte, de anul viitor, Universal Analytics. Da? Pentru că este o schimbare foarte mare. Știu câți dintre voi ați fost atenți la... sau când citiți blogurile unor oameni care se ocupă de Analytics, cum ar fi Justin Cutroni, care a fost la Web Analytics Summit, care s-a întâmplat în 29-30 octombrie, anul curent. Pentru că pe 1-2 noiembrie s-au spus, au apărut public schimbările care vor apărea de anul viitor în Google Analytics. Și am scris și eu un post pe blog, tot atunci, în jur de 2 noiembrie, ca atare vin acum în fața voastră să nu vorbim despre Google Analytics. Pe de altă parte, sigur mă puteți întreba după aceea orice vreți voi din Google Analytics. Și să vorbim despre acest univers al Analytics. Care este următorul nivel din Analytics, și anume tracking la orice fel de device, la orice fel de șir de date care se pot trecui. Vorbim despre case de marcat, vorbim despre vânzări offline, vorbim despre un joc, dacă e nevoie să fie trecuit, și așa mai departe. Orice se poate trecui la nivel de om, vizitator, vizită, informații de conversie, poate fi introdus în noul Google Analytics, care devine Universal Analytics. Te rog. Se pot trecui și smart TV-urile? Cam orice device. Deci orice device se poate trecui. Da. Va rămâne free? Va rămâne cum? Te rog frumos puțin mai tare. Da, va rămâne free. Toate modulele despre care voi vorbi în seara asta vor rămâne gratis. Deoarece știți că există de ceva vreme, să zic un an, poate nu știu dacă chiar un an, dar în jur de un an, varianta premium de Analytics, care costă și destul de mult, și anume $150,000 pe an, și este numai în UK, US și Canada, din ce știu eu, deci nu este oricum în momentul ăsta aici la noi. Dar ce voi vorbi eu astăzi, toate modulele despre care voi vorbi vor fi free, vor fi la liber, practic. Care este schimbarea majoră care se întâmplă acum în noul Universal Analytics? Vor fi trimise datele în continuare, mă uit la slide-uri pentru că sunt niște chestii noi, nici eu nu le-am înțeles foarte bine pe toate, încă studiez problema și văd ce se poate face cu el. Pe aceeași, pe același GIF, pe care îl știți deja, UTM GIF, știți că toate datele la Analytics se transferă prin intermediul unui pixel, da? Un pixel pe un pixel, către serverele Google, unde mai apoi sunt procesate. Se întâmplă același lucru. Vă spuneam, se pot face tracking pe orice. JavaScript-ul, care până acum se chema GA.js, se va chema de aici înainte Analytics.js, care e o chestie mare. În schimb, ultimele trei baguri sunt de schimbări foarte mari. Și anume, server-side sessionization, nu știu cum să-i zic în român, oricum n-am cum să-l traduc, se transformă din tracking pe cookie în tracking pe server. Vor rămâne câteva cookie-uri care nu vor conține date de tipul PII, și anume Personal Identifiable Information, se rezolvă cu această ocazie cerința Uniunii Europene de a nu stoca tot felul de date și nu mai e nevoie să mai cereți acordul pentru chestia asta. În schimb, mare parte din variabilele care noi le parametrizăm, și anume
campania în sine, cuvântul cheie, durata vizitei sau alte lucruri de genul ăsta, se vor duce pe server. Deci toate aceste valori, să zic, în loc să fie stocate pe cookie-uri, vor fi stocate pe partea de server. Nu mă întrebați cum tehnic, pentru că încă nu știu, v-am zis, încă studiez problema. O să vedem la anul ce o să se întâmple. Se poate, după cum vă ziceam, sau nu vă ziceam, dar vă zic acum, importa date de conversii și o să vă explic un pic mai încolo despre chestia asta, am un slide separat. Anume, costurile din orice fel de campanie, nu doar din AdWords, vor putea fi integrate în acest univers al analytics. Deci orice costuri veți avea, la orice campanie care nu este Google, este făcută cu un terț, vor putea fi importate în Universal Analytics. Și mai există, pentru cei care sunt obișnuiți cu custom tables, cu custom variables, încă o dimensiune suplimentară la acest lucru de customizare, ce nume custom dimensions și custom metrics. Dimensiuni sunt acele variabile pe care se construiește tabelul, raportul, și metricele sunt coloanele, da? Care sunt raportate în respectivul tabel. Deci, practic, vom putea introduce dimensiuni mult mai interesante și specificul afacerii noastre în rapoartele din Google Analytics. Iarăși, nu intru în detalii, dar se duce această customizare la un grad foarte, foarte mare. Al doilea, sau una dintre alte mari schimbări, mari de tot, uriași, aș putea spune, este schimbarea la nivel de paradigmă, în sensul că nu se mai centrează analiza pe vizită, cum este acum, totul se centrează în jurul vizitei la Google Analytics. În Universal Analytics se va centra pe vizitator. Este o schimbare foarte, foarte, foarte mare. Da? Veți putea să faceți segmente la nivel de vizitator, cum n-ați putut să o faceți până acum absolut deloc. Pe ecran este probabil un print screen de la ce au prezentat băieții la Google la respectivul summit, în care se observă că poți face un segment pe vizitatorii care te-au vizitat într-o anumită perioadă pe site. Da? Deci ideea este că în acest moment segmentarea se duce la un alt nivel. Poți să faci segmente pe vizitatorii care au cheltuit mai mult, mai puțin. Sau pe cei care te costă mai mult sau mai puțin. Poți să faci foarte multe lucruri în momentul în care din ceea ce acum se cheamă segmentare pe vizită, că de fapt asta facem noi în toate segmentele care le definim, la segmentarea pe vizitator. Este o schimbare extraordinar de mare și o să vă dați voi seama unde duce această schimbare când o să fie Universal Analytics pus online. Da? Și o să funcționeze. Deci aceasta este a doua mare schimbare. Să acceptăm să se așeze și colegii noștri. Și dacă se așează și ei și poate reluăm așa discuția. Să mergem la următorul slide. Patru chestii am pregătit din schimbările care se întâmplă. Să vi le arăt. A treia mare schimbare este acest attribution modeling, care nu era disponibil decât în varianta plătită de Analytics Premium. Da? Este un instrument pentru marketing foarte, foarte, foarte important. Schimbarea pe care o implică folosirea acestui instrument, care există și în momentul ăsta. Ce se întâmplă anul viitor este că va deveni free. Deci acest attribution modeling, care acum este, după cum știți acolo, doar la premium, vedeți că lipsește acolo de checkbox-ul respectiv la standard, și US, Canada și UK plus 150.000, chestia asta dispare și va fi free de anul viitor, acest instrument. Ce știe să facă? Foarte pe scurt. Cam așa arată o vizită. Un funnel de cumpărare de la
din momentul în care userul ia contact cu voi, până când cumpără. Vreau să știți deja de multi-channel, ați intrat de mai multe ori în acel raport din analytics. Ok, hai să vedem cât dintre voi ați intrat măcar o dată în raportul de multi-channel. Ok, nu foarte multă lume. Câți dintre voi ați înțeles și ce prezintă acel raport multi-channel? Mai multă lume, ok, super. Spre exemplu, ce putem vedea acolo este că avem pe rândul 3 11 conversii care au intrat în site întâi prin paid search și după aceea prin organic search. Dar, spre exemplu, la rândul 6 observați de fapt sunt 9 conversii care au făcut direct paid. Mai departe other, probabil un referral, email și din nou direct. Ideea este că nu convingeți din prima, după cum vă imaginați, clientul să cumpere, da? Deci e cam greu să o faceți chestia asta din prima. Trebuie să treacă de mai multe ori, să afle de voi de mai multe ori prin mai multe locuri, da? După care el cumpără și își face treaba. Ce se întâmplă în acest moment în standard Google Analytics, în versiunea normală pe care voi o știți și voi o aveți instalată, este că meritul pentru conversie, suma de bani prin revenue în e-commerce, da? Se atribuie ultimei campanii de marketing, da? Acel last click conversion, da? Ideea este că nu e chiar cinstit să atribui campaniei care a fost ultima pe acel canal, aici, da? Cărei campanii dăm credit în cele de pe rândul 5? Paid-ului, organicului sau din nou organicului? Sau dăm două treimi din credit către organic și o treime către paid? Depinde cine, pe cine întreb. Exact. Ideea este că acest attribution modeling ca instrument îți permite să reglezi această atribuire de revenue către campanie de marketing cu care tu lucrezi. Unul dintre modele este cel cu egal la toate campaniile. Și atunci, sigur, în exemplu de dinainte, aveam două treimi pe organic, o treime pe paid. Da? Însă mai sunt și alte modele, acel time decay, cu cât este mai aproape de cumpărătură, cu atâta îi atribui o valoare mai mare din conversie, din revenue. E, acest lucru până acum nu era posibil, instrumentul ăsta, decât în varianta plătită de Google Analytics Premium. De la anul când se transformă, chestia asta va deveni free și o veți putea folosi pentru marketing, pentru analize de marketing și vă zic că este un lucru foarte, foarte important. Și al patrulea lucru de care vreau să vă vorbesc ca schimbare majoră este acest mod de a importa costurile de la orice fel de campanie în Analytics, în Universal Analytics. Știți cu toții ce înseamnă primul bullet de acolo, da? Toată lumea bănesc că folosește tracking. Cât dintre voi folosesc URL Builder? Sau știți ce înseamnă URL Builder? Știți ce înseamnă URL Builder? Hai, mâinile sus. Sunt chestii de bază. Se învață în 5 minute când faci o lecție de Analytics și de marketing. E obligatorie ca să poți să faci tracking pe orice fel de campanie de marketing. Bun. Deci dacă folosim URL Builder-ul și îl folosim, sper, da? Chestia asta de aici se... Deci, pentru produsul respectiv se transformă link-ul și datele care se transmit pe URL ajung în tabel la Google Analytics, se suprascriu, da? Acolo unde avem rapoartele. Source, medium, keyword, campaign, term și așa mai departe. Ce se întâmplă foarte pe scurt la anul ce se va întâmpla, apropo de costuri, se va întâmpla următorul lucru. Acesta e un print screen de unde am luat informațiile. Și anume, voi pregăti un fișier Excel, un fișier CSV, cu cuvintele cheie, cât am cheltuit pe fiecare, în fiecare zi, de exemplu, și zilnic, voi face un upload prin API, nu neapărat de mână, da? Către Google Analytics, redenumind un pic coloanele în așa cum vrea el, astfel încât să adopte costurile. Acum, în acest moment, singurul tabel din Analytics care prezintă ROI-ul este cel de AdWords.
da? Care știe să calculeze ROI-ul, pentru care și costurile și veniturile. E, din acel moment veți putea calcula ROI-ul pe mult mai multe campanii de marketing, nu doar pe AdWords. Nu, cam atât am avut să vă zic eu. Sunt niște schimbări foarte mari. Sper să vă placă la anul să lucrați din nou cu Universal Analytics, nu cu Google Analytics. Și, mă rog, eu zic că va aduce niște îmbunătățiri foarte mari în modul cum veți vedea problema. Mersi încă o dată. Și aici aveți link-urile pe care m-am bazat să creez prezentarea. Da? Dacă aveți întrebări pentru Liviu, shoot. Sigur, putem să vorbim despre aceste lucruri, dar încă nici mie nu sunt foarte clare, sunt foarte noi, dar putem vorbi despre orice altceva, aveți voi probleme și după aia, sesiunea de networking, putem să vorbim. Eu sunt așezat undeva. Sesiunea de networking începe acum, deci putem să îl întrebăm pe Liviu, putem să discutăm. Orice fel de întrebări, chiar și cu sticla și cu scaunul, e ok. O rezolvăm și pe aia. De fapt, dacă nu mă înșel, când scanezi... Nu, că scanezi ai... Nu, ok. Nu. Da, spune. Eram curios dacă se știe în momentul actual cum se va face tracking-ul pe persoană la nivel de nickname, nume sau IP. Nu aveți voie în niciun caz să faceți tracking-ul pe chestiile astea. Deci, în termen și condiții, atunci când semnezi contractul cu Google Analytics, te semnezi un contract, când zici yes. Da? Spune că nu ai voie. Da, dar vizitator la nivel de identificator, dar nu la nivel de date identificabile personal. Deci, nu vei avea un raport unde să vezi numele sau telefoanele sau e-mailurile sau altceva. Mai mult, dacă cumva vreunul dintre voi s-a gândit vreodată prin niște custom variables să pună înăuntru în rapoarte asemenea date care se numesc PII, da? Personal Identifiable Information, sunteți pasibili să vă închidă contul, da? Deci nu puneți chestia asta, da? Dacă vă prinde că aveți o dată personală undeva a unui om băgată într-un raport, va tăia contul. E nu din prima. Nu din prima, bineînțeles. Când vă prinde, normal. Next, haide, întrebări. Vă, dar voi ce faceți când nu folosiți Google Analytics? Altceva? Folosesc ClickTail. Uite, eu am testat acum soluția ClickTail. Foarte bună soluția. Da, interesantă. Mai ales că s-au terminat afișerile gratuite și mi-au spus să plătesc. Știi? Da, pe mine mă enervează altceva la ClickTail de când au schimbat modul de plată. Pentru că înainte avea o grilă foarte ok. Și acum nu mai au grila aia deloc. Și acum trebuie să vorbești cu tipul ăla la telefon. Da, cu Edith, așa cheamă ăsta al meu. Al meu îl cheamă altfel, nu mai știu cum îl cheamă, dar mă sună de doar pe zi. Și ideea este că mi oferește prețuri exorbitante, că eu i-am zis câte afișele am și câte page views am, dar... Pe bloc. Nu pe bloc. Nu îți dai seama. Ideea este că unul dintre lucrurile foarte interesante care le știe ClickTail-ul este la formulare să spună unde s-a oprit clientul, la ce câmp, da? S-a oprit clientul și care din care câmp este câmpul la care a ieșit cel mai multă lume a ieșit din acel formular. Se cheamă drop report și mai este încă unul care se cheamă time report, la fel timpul pe fiecare câmp în parte. Pentru e-commerce pe coș, chestia asta face minuni. Da. Sunt două rapoarte care sunt extraordinare. În ClickTail. Da? O sculă foarte bună. De optimizare a conversiei. Se poate cum? Avem și o întrebare. Se poate și... Da, se poate. Integra, sigur. Dar nu-i nevoie. Nu, cred că întreba dacă se poate integra. Nu, dacă se poate și cu Analytics. Se poate și cu Analytics. Da, sigur. Se poate integra cu mai multe. Toate sculele astea care sunt pe afară și care sunt cât de cât, să zicem, acceptabile, se integrează cam cu orice vrei tu. Ai altceva? Ce mai faceți? PPC-ul faceți oricum, o groază. Am văzut tu, cine are cel mai mare aport acolo. Ai văzut? Fără păi PPC? Păi dar nu, dar... Pac, 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 p
Mai gândește, fii atent, deci, ok, 8 vizite direct, dar după aia 2 paid. Păi dacă nu era la paid, să termina funnel-ul. Abandona funnel-ul. Trebuie să testăm, să vedem, nu pot să zic așa. Dar colegii noștri pe SEO sunt un pic, na, cred că ai făcut prin screen-ul ăsta special pentru noi. Da, 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 pentru PPC. Puțin organic acolo, jos. Da, da, și ăla, uite, contează. Ăla, uite, finalizează, vezi? Dacă te uiți, e mai către final. Ce-mi se pare mie, nu știu de ce. Păi nu, acolo de zi, serios. De la 5 organic, sunt acolo costat după brand, direct, deja. Da, înțeles. Da, mai mi-aduc aminte discuția acum, apropo de Black Friday, când nu discutăm despre Black Friday, e tabu, nu? Nu, da, e tabu. Da. Poți să... Chiar mi-aduc aminte că cineva spunea că campania de brand, na, se gândea dacă campania de brand chiar a convertise, știi? Dar poate nu o luăm chiar în considerare campania de brand, știi? Că, na, e complet altceva. A contribuit, dar nu... E o mână acolo, în spate. Gata, Alex, imediat. În prelucirea ei și un om? Așa, da. Care spune o întrebare acum. Vreau să întreb dacă ai întâlnit proiecte în care să se măsoare audiențe video cu Google Analytics. Cum să nu? Da, dar are de câțiva ani de zile instrumente specializate pentru chestia asta. Se cheamă events-uri. Deci events-urile au fost inventate pentru a jongla cu elementele video. Și, de exemplu, de câte ori se face play, pauză, stop pe un video. Da, se poate contoriza. Este asta. Flash, da? Adică pe flash, sigur. Categorie și pe flash. Mare problemă. Este un modul specializat, se cheamă GA for Flash, care îl oferă și Analytics-ul undeva, prin help-ul lui pe acolo, prin spate, dacă sap, dai de el. Dar, în general, dacă folosești event-uri, poți să faci tracking pe orice. Pe orice fel de lucru, orice fel de chestie. Și ai vreo idee dacă Universal Analytics se dezvoltă, nu numai că păstrează, dacă se dezvoltă în direcția asta, pentru că vorbeai despre orice fel de device și mă gândesc că acolo pe piața televizoarele smart. Da. Da. Eu cred că, sigur. Nu știu acolo dacă e un televizor sau ce a vrut să zică Google când a prezentat chestia aia. Smart TV. Ideea este că, sigur, toate elementele din telecomandă, dacă vor avea la un moment dat niște scripturi cumva puse, poate că vor putea fi citite. Sau nu neapărat, dar tu știi că să dă click pe, la fiind o pagină web, o poți măsura accesată către un smart TV. Dar poți face cam orice. Nu o să știm niciodată dacă un utilizator închide ochii când apare o reclamă la TV. Nu știm asta. Și nici dacă se întoarce. Dar depinde. No, acum eram ironic vis-a-vis de media pe TV, știi? Fiecare trăiește cu moștrii lui, știi? Ca să zic așa. Da, dar măcar știi sunetul, că se aude în casa aia. Adică... Ok, alte întrebări mai complicate sau nu neapărat despre chestia asta, am prins că nu prea aveți ce să mă întrebați foarte tare, că na, abia ce se întâmplă și nici nu știu foarte bine. Despre Google Analytics în general, nu știu, ați avut probleme cu măsurat? Toată lumea vorbesc că faci la final de lună roiul, nu? Clar. Deci nu există să nu faceți roiul, nu? Logic, îl faceți, așa e? Deci la final de lună aveți un tabel așa frumos în care aveți fiecare campanie de marketing, cât a costat, comandele toate, comanda medie și așa mai departe, până la roi. Faceți chestia asta, nu? Fiecare sursă de trafic, inclusiv trafic organic provenit de sărbători. Inclusiv. Exact. Totul costă, nu e nimic gratis acolo, da. Trebuie să măsurați roiul pe fiecare canal de marketing. Analytics-ul face să... Nu, te ajută să faci chestia asta. Da? Aveți mare grijă dacă nu faceți chestia asta. Înseamnă că dați bani și nu știți unde dați banii aia. Cred că... Na, dacă mai au întrebări, oricum poate să spună că nu pleci nicăieri, nu, Liviu? Nu plec, da, mai stau. Mai bine, stau. Mulțumim, Liviu, și... Na, dacă mai aveți întrebări, acum... Și... Mulțumim, Liviu!